mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că din puterea să stăm în prezența ta divină. Ajută, Doamne, ca închinările pe care ți-o duceam să fie pentru slavă ta, să fie întărită credința noastră și numele tău să fie lăudat în toate prin Iisus prin Bucar. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus, vom începe aceste minute de meditație cu imnul 230, zi de zi și fiecare clipă. Părinte Ceresc, ne prezentăm înaintea Ta, în numele și prin meritele Domnului Iisus, să-Ți aducem mulțumirile noastre că în această zi sfântă de sabat suntem în casa Ta de rugăciune. Te rugăm, Tatăl nostru, să binecuvântezi Tu această oră, să binecuvântezi solia pe care vrei să ne-o transmiți. În scopul acesta, binecuvântează solul Tău cu putere de la Duhul Tău cel Sfânt. Și fă ca această solie să fie lucrătoare și roditoare în viețile noastre a tuturor. Binecuvântează Tu întreaga asistență și fă ca această solie să poată să se vadă în viețile noastre, pentru că astfel să putem să dăm mărturie că suntem copii ai Tăi, să te facem cunoscut celor din jurul nostru. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi și pe cei care sunt bolnavi și nu poți să ia parte cu noi aici. Alină Tu suferințele lor, vindecă-i Tu și găsește Tu soluția cea mai potrivită pentru fiecare caz în parte. Încredințați că Tu ne asculți, Te lăudăm și Te preamărim de acum și până veci de veci. Amin. Amin.
În 2 Corinteni 8, 3 și 4 scrie: Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Creștinii din Macedonia auziseră despre greutățile prin care treceau credincioșii din Ierusalim. Ei și-au deschis inimile pentru a-i ajuta pe frații și surorile lor de acolo. Așa că au stăruit de Pavel să accepte darurile lor pentru a-i susține pe cei în nevoie. Când a fost ultima dată când te-ai rugat de cineva să-ți accepte darul sau să trimită un cadou pentru a ajuta o persoană sau o cauză anume? Există mulți frați și multe surori care astăzi au nevoie de ajutorul nostru. Bisericile din Macedonia se luptă cu sărăcia și cu dificultățile, însă au știut întotdeauna să empatizeze și să arate generozitate. Ce este astăzi în inima ta? Ce persoană sau ce cauză ai dori să susții? Apel. Fie ca și noi să ne deschidem inimile și binecuvântările materiale pentru a le împărți cu cei în nevoie. Rugăciune. Îți mulțumim, Tată, pentru exemplul macedonenilor. Și noi dorim să ne deschidem inimile ca să ni le atingi Tu, pentru ca și noi să sporim în această binefacere. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Rog frații diaconi să strângă darurile și zecimile. Tatăl nostru din ceruri, venim să-ți mulțumim cu bucurie pentru aceste daruri, îți mulțumim pentru sănătatea noastră, pentru înțelepciunea pe care ne-ai dat-o să ne câștigăm pâinea de zi cu zi, îți mulțumim pentru binecuvântările tale materiale și spirituale pe care le reverși din plin asupra copiilor tăi, te rugăm să ne faci conștienți că tot ce este bun vine de la tine și că din mâna ta primim ce ți-aducem. Binecuvintează, te rugăm, darurile acestea și fă-le îndestulătoare pentru lucrarea ta, pentru ca toți cei care ar dori să te cunoască să poată să o facă până la venirea Domnului Hristos.
pentru că ne iubești și că ne asculți, îți mulțumim prin Fiul Tău iubit. Amin. Amin. Să fiți atenți, da? Așa. Ei, se spune că era odată un păstor care avea o turmă de oi pe care le iubea foarte mult și în fiecare zi scotea turma la păscut pe panta unui deal. El avea grijă ca oilor să nu le lipsească nimic. Cui nu le lipsea nimic? Oilor? Așa. Le ducea unde era apa cea mai proaspătă, unde iarba era cea mai gustoasă și mai fragedă, iar seara avea grijă ca să le aducă pe toate în staul, să fie adăpostite de vânt și de ploaie. Așa. Însă, în această turmă, se întâmpla ceva. Era și o oiță mai năzdrăvană, căreia avea o mare pasiune, oița noastră. Îi plăceau foarte mult ceva. Ghiciți ce?
ceva de mâncare. Păpădiile. Era nebunită după păpădii și le căuta oriunde vedea, le urmărea și le mânca pe toate. Așa a făcut și în ziua aceasta. Au urmat păpădiile și încet, încet s-a îndepărtat de păstor și a ajuns pe un drum unde nu trebuia să fi fost niciodată. N-ar fi trebuit să ajungă acolo. Pe partea unde a ajuns ea, nu mai era la fel cu locul unde pășteau ele de obicei. Păstorul le ducea în locuri cu apă proaspătă, cu iarbă verde, însă dealul unde ajunsese ea era total diferit de ce văzuse până atunci. Locul ierbii proaspete fusese luat de pietre colțuroase, de mărăcini și pe deasupra începuse să se însereze și să bată vântul. Cum bate vântul? Da, și începuse oitei să-i fie foarte frică și nu știa unde să se ascundă. Până la urmă au găsit niște tufișuri încercând să se ascundă de ele, mai ales începuse și ploaia. Și încercând să se ascundă, s-a înțepenit în mărăcini și plănița i s-a încurcat și n-a mai putut să iasă de acolo. De cealaltă parte a dealului, păstorul deja condusese oile în staul și le număra, când a observat că îi lipsea o oiță. Doar una. Ce nenorocire, s-a gândit el, cum am putut să fiu atât de neglijent? Am să plec să o caut. Așa că a închis bine ușa staulului, le-a lăsat în siguranță pe cele 99 și a plecat să o caute pe oița pierdută. Și și-a strâns bine haina pe el, pentru că vântul bătea de tare încât dădea să-i o smulgă și ploaia lovea peste față și a plecat în căutarea oiței. Când a ajuns pe partea dealului unde v-am spus că era o priveliște urât, adică cu mărăcini, cu pietre, a ajuns și a auzit un behăit slab și timid, speriat de oiță. A mers într-acolo și găsind oița, a ajutat-o să se descurce, a luat-o de după gât și a plecat cu ea spre casă. Iar dacă ați fi putut privi în acea seară pe ușa staului, pe fereastră, ați văzut cel mai fericit păstor strângând la piept oița mult iubită și bucurându-se că toate erau în siguranță în staul. Și acum aș vrea să vă întreb, știți că în Biblie se folosesc foarte multe simboluri pentru a-L reprezenta pe Iisus. Știți cum mai este reprezentat? Ceva care are legătură cu povestirea noastră. Ca păstorul. Bravo. Și aș vrea prin povestirea aceasta să nu uitați niciodată că noi suntem ca niște oițe, iar Iisus, păstorul nostru, întotdeauna are grijă de noi, vrea să nu ne lipsească nimic și chiar și atunci când noi suntem neatenți și ne suntem distrași de tot felul de lucruri și apucăm căile cele rele, El întotdeauna este gata să vină să ne caute, să ne salveze și să ne aducă pe calea cea bună. Amin. Mulțumim sorei Rebecca pentru povestire și copilașilor pentru că au fost atenți. Vreau să vă spunem tuturor bun venit în această dimineață de sabat în casa lui Dumnezeu. Spunem bun venit tuturor celor care vin de obicei în locul acesta. Spunem bun venit și celor care astăzi poate sunt într-o vizită mai de demult sau mai de puține vreme. Și aș vrea să fac trei anunțuri care sunt foarte importante. În perioada în care se desfășoară la sala Dallas Muzeul Crucii, în Biserica Cuzavodă, va fi un concert special de Paște. Deja a început să intre în tradiția bisericii noastre un concert special din timpul săptămânii, dedicat sau pregătit pentru evenimentele religioase prin care lumea în care noi trăim trece. Așa că, după știința mea, miercuri seara, așa este frate Cosmin, miercuri seara a rămas, 27 aprilie, în timpul Muzeului Crucii, va fi la Biserica Cuzavodă un concert special de Paște. Este ocazia în care să ne invităm prietenii noștri care nu vor să vină la biserică într-un serviciu religios,
și vor să vină la un concert. Așa că invităm la un concert special, un concert în care persoana Domnului Iisus Hristos va fi înălțată, un concert în care Biblia va fi prezentată într-o formă artistică inteligibilă și inteligentă și în același timp va fi un moment în care numele lui Dumnezeu va fi așezat asupra noastră a tuturor. Pentru acest motiv tinerii noștri se pregătesc și lucrează intens și pentru acest motiv am invitat biserica, frați sau surori, să se implice în acest proiect. Poate că uneori, atunci când plecăm la 12 acasă și ajungem, servim masa, ne odihnim în sfântul somn de sabat, pierdem din vedere că unii trebuie să rămână, să aibă părtășie în cuvânt și părtășie în muzică, pentru ca Evanghelia să ajungă și în alte forme. Acesta este motivul pentru care am solicitat implicarea benevolă a celor care vor să susțină proiectul acesta, prin care tinerii care vin să rămână la repetiție să știe că vor avea ceva ca să nu leșine pe drum de foame. Sunt unii care au poate priceperea de a găti ceva, dar n-au posibilitatea. Și ar vrea să facă ceva și se jenează să spună, aș face ceva, dar nu-mi permit să cumpăr. Toată lumea trece prin situații mai grele sau mai ușoare câteodată. De aceea, dacă cineva are un dar și poate să gătească ceva, să spună, eu aș putea să gătesc, dar nu am din ce. Sau dacă altcineva are anumite produse, dar spune, eu n-am priceperea de a găti, dar aș putea să dau un sac de cartofi sau știu și eu 2 kilograme sau ce are, de asemenea să o facă. Aș vrea să spun, și am vrut să spun lucrul acesta pentru că este un act de slujire. Un alt anunț care a fost cumva scăpat, duminica viitoare vom avea o nuntă în biserica noastră, nu se va desfășura în comunitatea noastră, dar n-am vrut să ratez ocazia să-i prezint pe Bogdan și Tabita. Unde sunt? Erau mai devreme aici. Pe Bogdan îl văd. Și Tabita, dar veniți și voi să vă vadă toată lumea. Duminica viitoare va avea loc cununia religioasă a lui Bogdan și a Tabitei. Vreau ca să... Da, ia-o și pe Tabita, ea coboară scările. Luni vor avea cununia religioasă, cununia civilă, pardon, lunea aceasta. Și îi cunoașteți, sunt frumoși, simpatici, sunt drăguți. Le stă bine împreună, le-a trebuit vreo 15 ani până când să ia decizia, dar iată-i, sunt înaintea noastră și luni vor avea cununia civilă, iar duminica viitoare vor avea cununia religioasă în Biserica Alexandria, mai aproape de zona din care ei sunt. Vreți să spuneți ceva? Poftiți! Cununia civilă are loc luni la ora 14:30 la Starea Civilă Sector 4, strada Gramont. Este destul de aproape de biserica noastră și cei care doresc să vină vă așteptăm cu drag. Iar cununia religioasă va fi la Alexandria duminica cealaltă la ora 3. La ora 15. De asemenea, dai mai departe un pic. Bine, mulțumim frumos! Astăzi avem o sărbătoare specială în Biserica cu Zavodă. De ceva vreme discutam în Comitetul Bisericii, în Comitetul de Tineret, în grupul de studiu al profeției, despre importanța și relevanța scrierilor Spiritului Profetic pentru credincioșii mileniului 3. Acum o lună și aproape jumătate am făcut un plan și am discutat despre cum ar trebui să arate momentul acesta și cine ar fi cel mai potrivit mesager al lui Dumnezeu pentru această ocazie. Și credem că Duhul Sfânt a inspirat comitetul și în același timp a inspirat și invitatul pe care îl avem astăzi ca să accepte să fie împreună cu noi. Îi spunem bun venit fratele Ioan Câmpian Tătar, aseară a fost împreună și cu soția, acum nu mai este, va veni după amiază. Dumnealui în momentul acesta este directorul departamentului de isprăvnicie, administrarea creștină a vieții, pardon, din cadrul diviziunii Inter-Europa. Dumnealui s-a născut în 1958 la Târgu Mureș. Dumnealui este licențiat în științe economice din anul 1988 și în teologie din 1999 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
De asemenea, este master în management la Universitatea din București din anul 2000 și în leadership la Andrews University, Michigan, din anul 2001. Este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din 1988. A slujit întâi ca pastor în mai multe comunități din județul Bacău. Din 1992 a slujit în funcție de conducere în cadrul Bisericii Adventiste din România, începând ca trezorier al Bisericii Adventiste de ziua 7-a Conferința Moldova în anii 1992-95, apoi ca trezorier al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România din nou 1995 până în 2009, pentru ca apoi din 2009 până în 2014 să fie secretar al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Din 2014 până la alegerea în poziția de la nivelul diviziunii, dumnealui a slujit ca director al departamentului publicații, grupuri etnice și spiritul profetic în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Dumnealui este căsătorit cu sora Aurora Câmpian, pe care ați văzut-o aseară, și împreună au o fiică, Lidia. Vă spunem bun venit la Biserica Cuza Voda. Am încercat să vă facem o prezentare și încercăm să vă spunem un lucru pe care îl avem și aici afișat. Am vrea să vă spunem că vă apreciem, omule drag. Vă apreciem pentru darurile pe care Dumnezeu le-a pus în dumneavoastră. Și vă apreciem pentru spiritul neobosit de studiu. Iar pentru cei care au fost aseară, a fost o dovadă a preocupării și a cunoașterii a ceea ce înseamnă nu doar conceptul de spiritul profetic, ci a persoanei, a lucrării Elenei White și a contextului în care a început Biserica Adventistă. O să-l invit aici pe fratele Cosmin, pentru că vrem să vă și lăsăm ceva. Vă apreciem și fizic, nu doar așa vorbim. Faptele sunt politica noastră și o să aveți aici. Arătați dumneavoastră că știți mai bine ce. Bineînțeles. Este un mic aproape calendar și pe lângă aceasta, dacă doriți să le păstrați, le puteți păstra. Dacă doriți să le oferiți soției. Păi doar soției. Aveți libertatea aceasta. Zic aproape calendar pentru că scrie doar 2016 pe el. Da. Așa. Aveți și un carnețel aici în care vă puteți nota datele în care ați venit la Cuza, printre altele, și în care veți mai veni. Sau poate să fie o listă de rugăciune. Da, corect. Și aici aveți nimic altceva decât iar un proiect foarte frumos al nostru, ți-ai salutat îngerul. Este insigna pe care și eu o port și face referire la textul din Evrei 13 cu 2, care spune să-mi dați uitării primirea de oaspeți. Da, da, da. La noi în biserică vin în fiecare sabat foarte mulți îngeri. Și prin atitudinea aceasta de a-i saluta și a le ura un bun venit la noi în biserică, noi salutăm îngerii. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Și dacă cumva printre credincioșii din Cuza Vodă aveați îndoiel cu privire la îngeri, aseară fratele Câmpian ne-a răspuns la această întrebare, cum arată îngerii, și o să rog pentru cei care n-au fost aseară să mai reamintească o clipă cum arată îngerii și cum Dumnezeu i-a descoperit profetului său Ellen White îngerii, în așa fel încât să fim convinși că îngerii sunt printre noi. Fiți binevenit la Cuza Vodă! Mulțumesc. După amiază, în cadrul programului care va continua, vom avea ocazia interactivă să discutăm până când întrebările se vor termina. Da, mulțumesc! M-ați copleșit cu atât de multe cadouri. Lipsește un singur lucru doar aici, în biserica din Cuza Vodă. Ceasul. Atât de multe biserici vizitez și în țară și în afară și primul lucru pe care îl caut când urc la amvon este ceasul, să știu când trebuie să termin, dar aici la dumneavoastră nu există așa ceva. Doar o singură dată mi s-a mai întâmplat, cred că la Giurgiu, și am întrebat fraților, ce se întâmplă, nu aveți ceas? Și ei mi-au răspuns, nu aveți nicio grijă, l-am dus la reparat, sabatul viitor îl avem. Nu știu dacă nu se întâmplă la fel și la Cuza Vodă. Pentru că aveți aici la amvon, dar dacă mă iau după el, este ora 10, aș avea timp suficient de predică. Și acum vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cea de-a doua epistola lui Petru, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 19, aș vrea să citim întreaga pericopă biblică. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 19.
De aceea, voi fi gata totdeauna să vă aduc aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da doar toată osteniala, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui, căci am primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine face să luați aminte, ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Iar acum, dacă încercăm să sumarizăm aceste gânduri pe care le exprimă Apostolul Petru în această ultimă epistolă, ultimă scrisoare, el care este conștient că zilele îi sunt numărate, știe că urmează în viața lui moarte de martir, știe lucrul acesta, Mântuitorul i-a descoperit acest fapt. Nu știe ziua în care se va întâmpla lucrul acesta. Și acesta este motivul pentru care el trimite ultima scrisoare, ca un părinte, care atunci când știe că trebuie să rostească ultimele cuvinte, își alege foarte bine gândurile, tema, subiectul, tot la fel procedează și Apostolul Petru și spune: n-aș vrea ca voi să vă pierdeți credința în evenimentul cel mai important care urmează să aibă loc. În întreaga epistolă vorbește despre subiectul acesta, și anume revenirea lui Iisus Hristos. Să nu vă pierdeți credința. Iar el aici în continuare vorbește despre acești doi stâlpi pe care se construiește credința noastră. Primul stâlp este experiența noastră personală cu Dumnezeu, într-un fel sau altul, fie prin oameni, fie prin anumite circumstanțe, experiențe ale vieții, Dumnezeu ne vorbește. Și fiecare, toți cei prezenți aici, cred că pot povesti despre o zi, despre un ceas, când Dumnezeu le-a vorbit într-un mod special. Și Petru spune: e atât de important să avem o astfel de experiență. Eu am avut multe experiențe cu Dumnezeu și dintre toate acestea vreau să vă reamintesc încă o dată. V-am povestit-o, dar vă mai spun încă o dată. Eram pe munte și am auzit glasul Tatălui. Și acolo am retrăit în miniatură evenimentul revenirii lui Iisus Hristos. Pentru că fața lui strălucea așa cum va străluci când va veni pe norii cerului. Acolo erau cei doi reprezentanți ai celor două categorii de oameni. Cei care vor fi în viață, reprezentați prin Ilie. Cei care vor trece prin experiența odihnei, a morții, reprezentați prin Moise. În miniatură am trăit revenirea lui Iisus Hristos. Pentru mine a însemnat atât de mult. Mi-a întărit credința pentru totdeauna. Și cred că și atunci și astăzi sunt unii care îl confruntă pe Petru, spunându-i: Petre, păi cine a mai avut privilegiul acesta? Nici cel puțin ceilalți ucenici, doar voi trei. Aș vrea să vă întreb, are Petru un răspuns pentru cei care pun astfel de întrebări? Și care este răspunsul lui Petru? Știți care este? Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât glasul Tatălui, pe care l-am auzit cu urechile mele, la care bine facem să luăm aminte, ca la o lumină care strălucește unde anume? Într-un loc întunecos. Și unde este locul întunecos în care strălucește această lumină? Unde este? E lumea aceasta? Sau e inima noastră? Ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se întâmplă ceva, deodată răsare luceafărul de dimineață. Aș vrea să vă întreb, cine este acest luceafăr de dimineață? Este Mântuitorul Iisus Hristos. Despre El se vorbește și în Cartea Apocalipsei. Luceafărul de dimineață. Va răsări în inimile voastre acest luceafăr al dimineții. Vreau să reținem un lucru. Toți prorocii, și cei din Vechiul Testament, și cei din Noul Testament, nu
au rolul, în primul rând, de a profetiza evenimentele viitorului. Nu acesta este rolul principal al profeților, deși vorbesc despre evenimentele viitorului. Rolul principal al profeților din Vechiul Testament, din Noul Testament și din totdeauna este să-l descopere pe acest luceafăr al dimineții, să-l descopere pe Iisus Hristos. Acesta este rolul principal al prorocilor. Și cei din Vechiul Testament și cei din perioada Noului Testament vorbesc despre Iisus Hristos. Iată dacă sunt unii teologi care spun, păi epoca, vremea prorocilor a apus de mult. Cu 2000 de ani în urmă, odată cu ultimul proroc canonic, și anume Ioan, ucenicul iubit, care a scris ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, de atunci nu mai există glasul profetic. Aș vrea să vă întreb, sunteți de acord cu astfel de afirmație, cu astfel de poziție? Dar atunci cum se împacă o astfel de gândire cu ceea ce spune Ioel, că în zilele de pe urmă va fi ce anume? O abundență a fenomenului profetic. Voi revărsa Duhul meu. Priviți cum în istoria mântuirii, în evenimentele decisive, Dumnezeu trimite câte un proroc. Și mai ales când se împlinește o anumită profeție. Și în timpul potopului, Noe, apoi turnul Babel, Avram, Moise și așa mai departe. Dar aș vrea să vă întreb, atunci când se împlinește cea mai lungă perioadă profetică a Bibliei, cea mai lungă, cât de lungă este? De 2300 de ani, Daniel 8:14, trimite și atunci Dumnezeu un proroc sau nu trimite? Știți că și atunci Dumnezeu trimite un proroc? Și cine este prorocul acesta? Am putea să-l numim prorocul zilelor noastre sau prorocul modern, pentru că prin el și cu ajutorul lui putem să intrăm puțin în această lume a profeților care ni se pare atât de misterioasă, deși nu trebuie să uităm un lucru. Prorocii erau oameni obișnuiți ca și noi, dar oameni de care Dumnezeu s-a folosit și prin care Dumnezeu a trimis mesajul său. Acesta este motivul pentru care aseară, astăzi, în dimineața aceasta și după masă, aș vrea să vorbim câte puțin despre acest instrument umil al lui Dumnezeu, care se numește, cum anume? Ellen White. Cine a fost Ellen White? Cine este de fapt Ellen White? Ne interesează lucrul acesta. Nu vrem hagiografii. Nu avem nevoie de așa ceva. Nu vrem să o punem pe un piedestal sau pe altceva, ci vrem să o cunoaștem. Cine a fost ea în realitate? Cine a fost și cine este Ellen White? Cum vă imaginați pe Ellen White când era fetiță mică? Cum vă imaginați atunci când era adolescentă, era tânără? Avem multe informații cu privire la perioada aceasta a vieții ei, sau când era mamă, când era soție, când era trimisă din loc în loc să prezinte mesajul lui Dumnezeu. Cum vă imaginați atunci când era bunică? Cine a fost Ellen White? În cartea Ellen White pentru tineri, care acum se traduce la editură, St. Pierce spune următoarele. Eram la un curs cu studenții și am stat în fața tablei, am pus următoarea întrebare și așteptam răspunsurile. Întrebarea a fost aceasta. Cine este sau cine a fost Ellen White? Și studenții răspundeau. Și ascultați cam cum răspundeau unii dintre studenți. Nu-i plăcea pâinea. Alt student spunea că brânza este o travă. Alt student ura drama și teatrul. O altă tânără iubea animalele. Altcineva spune, a fost lovită de o piatră parcă. Și apoi alte afirmații de felul acesta. Unul dintre studenți a spus, parcă a fost oarbă și mută. A, nu e asta, asta a fost altcineva, Helen Keller. Dar întrebarea este, de unde această imagine distorsionată? Aceasta este Ellen White, cea reală? Sau de unde aceste informații? Pentru că atunci când auzim un nume, fiecare avem un anume bagaj, nu doar informațional, ci și emoțional. Și acesta se activează imediat. Și când auzim, nu-mi place să aud despre lucrul acesta. Despre omul acesta, despre persoana aceasta sau autorul acesta. Cine a fost? Am vrea să o cunoaștem, să știm. Câteva date cu privire la înfățișarea ei. Înălțimea ei era de
1 metru și 58 de centimetri. Dacă cineva are înălțimea aceasta, seamănă cu Ellen White la înălțime. 1 metru și 58 de centimetri. Părul ei era de culoare închisă spre maroniu. Ochii de ce culoare? Știe cineva? Dragii mei, când priviți la pozele aceștior înaintași ai noștri, să știți că pe vremea aceea se spunea când se făcea poză, vă rog nu zâmbiți pentru că stricați poza. Nu puteau procesa dacă, pozele dacă cineva zâmbea, așa că toți stau foarte serios și par cel puțin cu 10 ani mai în vârstă fiecare. Așa era pe vremea aceea. Ochii erau de culoare albastră. Deci era brunetă cu ochi albaștri și întotdeauna cu un zâmbet pe față. Așa să vă imaginați pe Ellen White. Aceasta este de fapt Ellen White. Anul trecut la San Antonio, în fiecare seară s-a prezentat pentru că se împlineau 100 de ani de la decesul Ellenei White. 16 iulie 2015. Și în fiecare seară s-au spus atât de multe lucruri, mai ales în ultima seară, vineri seara, cu atât mai multe lucruri. Dar în sabatul următor, când se împlineau exact 100 de ani, la Pacific Union College s-au adunat absolut toți urmașii Ellenei White. Erau 40 de, nu nepoți, nu mai sunt nepoți în viață, ci doar strănepoți sau stră-strănepoți. 40 erau prezenți, era și fratele Ted Wilson prezent la acea ocazie și a fost un eveniment deosebit care a comemorat viața acestei persoane. De fapt, în anul 1985, Review and Herald a lansat o provocare. Mai e cineva în viață dintre cei care au cunoscut-o și au întâlnit-o pe Ellen White? Și au sosit la redacție 12 scrisori. Din cele 12, doar 8 s-au calificat, pentru că în celelalte 4 spuneau cei care au scris scrisorile, mama a întâlnit-o, tata, bunicul. Nu, voi s-o fi întâlnit-o. În 1985, să știți că parcă a fost cu câteva zile în urmă, 1985. Eu m-am căsătorit în 84, de aceea mi-e cunoscută acea perioadă. În 85 mai erau încă 8 persoane care puteau să spună, am văzut-o, am auzit-o vorbind, eram la o întâlnire, a venit și ea, parcă cum văd, cum arăta Ellen White când a urcat la amvon și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb, știți ce i-a impresionat pe toți acești copii? Pentru că erau copii, aveau 6, 7, 8, 10 ani. Știți ce i-a impresionat cel mai mult? Vocea ei. Era inconfundabilă vocea ei. Nu țipa, nu striga, eu vorbesc aici la microfon, dar pe vremea aceea nu existau stații de amplificare, nu exista tehnica de astăzi. Și vă puteți imagina când ea a vorbit la 20.000 de persoane în spațiu deschis. 20.000 de persoane și toți puteau să o audă. Vocea ei era inconfundabilă și era atât de plăcută vocea ei. Acest lucru, în mod deosebit, i-a impresionat pe acești oameni care au cunoscut-o pe Ellen White și acum puteau să dea mărturie despre ea. Dar cum este cunoscută Ellen White, de exemplu, în afara bisericii? Cred că se cunoaște lucrul acesta, că în 2015, anul trecut, revista Smithsonian a publicat cele 100 de persoane care au influențat cultura americană și nu doar cultura americană. Câte 10 din fiecare domeniu. Sunt persoanele care au avut impactul cel mai puternic asupra întregii națiuni. 10 din domeniul politic, 10 din domeniul sportului, 10 din domeniul economic, 10 din... câte 10 din fiecare. Și din domeniul religiei. Și dintre cele 100 de persoane, acolo se găsește și numele Ellen White. Ellen White. Mai mult decât atât, în anul 2009, la Portland, Maine, s-au întâlnit 60 de oameni de știință, jumătate adventiști, jumătate neadventiști. Unii teologi, alții istorici, așa mai departe, timp de 5 zile, de dimineața și până seara, nu s-a discutat, nu s-a prezentat altceva decât viața, opera și lucrările Ellenei White. Vă puteți imagina foarte mulți care pentru prima dată spuneau, dar noi n-am știut lucrul acesta, extraordinar și acest aha, mereu și mereu putea să fie auzit între cei prezenți. Iar în anul 2014 apare cartea la Oxford Press, nu la editura noastră, ci
și la Oxford Press, cu titlul American Prophet. O puteți citi, o puteți găsi și puteți vedea ce spun neadventiștii despre Ellen White. Haideți să vedem cine era Ellen White. Mai întâi de toate, să ne imaginăm așa ca și persoană obișnuită, ca și fiecare dintre noi. Ce credeți că îi plăcea Ellenei White? Ce îi plăcea ei? Îi plăcea să citească sau nu îi plăcea? Știți câte cărți au rămas în biblioteca ei și a redacției pe care i-au conducea? Știți câte cărți? 1400 de volume. 1400. Savura lectura. Citea mult de tot. Chiar dacă avea timp puțin, fiecare timp liber îl folosea citind ceva. Dar să scrie îi plăcea sau nu îi plăcea? Până la vârsta de 16 ani, vă puteți imagina, dacă lua în mână instrumentul de scris și încerca să scrie, pur și simplu scria așa cum noi ne chinuim unii să scriem cu mâna stângă. Și nu putea. Și la vârsta de 17 ani, după ce primește prima, a doua, a treia viziune, îngerul îi spune, scrie. Dar cum să scriu? Și se așează la masă și încearcă să scrie. Și mâna nu-i mai tremură și scrie și scrie. Și a scris până la moartea ei 100.000 de pagini. Vă puteți imagina de 20 de ori cât e Biblia. Atât de mult a scris, 8.000 de scrisori, 5.000 de articole, 26 de cărți deja publicate, iar până în ziua de azi sunt peste 170 de cărți din toate manuscrisele ei și toate scrierile ei publicate. Îi plăcea să scrie. Ce mai plăcea Ellenei White? Îi plăcea să călătorească sau nu îi plăcea? Îi plăcea și să întâlnească oameni. Nu se temea de oameni. Îi plăcea să cunoască oameni noi. Știți foarte bine că a venit și în Europa. Știe cineva perioada pe care ea a petrecut-o în Europa? 1885 până în anul 1887, 2 ani de zile, i-a petrecut în Europa. Dar atunci când a venit în Europa, știți unde a dorit să ajungă? Cât mai repede, să vadă zona aceea. Știți unde anume? Valea Valdenzilor. De două ori a vizitat Valea Valdenzilor. De două ori s-a dus la Tore Pelice și a vizitat văile acelea. Dacă ajungeți cumva în zona de nord a Torinei, atunci vizitați Valea Valdenzilor. Mai sunt acolo casele acelea în care locuiau valdenzii de pe vremuri. Biblia pe masă. Și ea a vizitat și după ce a vizitat locurile acestea și după ce s-a dus la Zurich și a vizitat acea catedrală în care predica Zurich și a luat Biblia lui Zurich, a lui Zwingli în mână, îmi cer scuze, și a spus, extraordinar, din Biblia aceasta a predicat Zwingli și era subliniată de Zwingli. Știți că atunci când s-a întors acasă a zis, trebuie să îmbunătățesc Cartea Marea Luptă și a început să scrie mai mult și mai mult în urma experienței din Europa. Apoi, începând cu anul 1991 până în anul 1900, aproape 10 ani, îi petrece în Australia. Și apoi Noua Zeelandă și alte țări, multe țări din Europa le-a vizitat Ellen White. Ce-i mai plăcea Ellenei White? Ce credeți, ce-i mai plăcea? Îi plăcea și grădinăritul. Adora florile. Peste tot pe unde a locuit ea, peste tot. A locuit în Battle Creek, a locuit în California, a locuit în Europa, în Australia, peste tot. Casa în care locuia ea era înconjurată cu flori. Și știți care flori îi plăceau cel mai mult dintre toate? Florile ei preferate erau trandafirii. Trandafirii. Îi plăceau atât de mult trandafirii. Ce-i mai plăcea Ellenei White? Îi plăcea să ajute pe săraci. Nu de puține ori s-a întâmplat ca în casa ei să locuiască nu zile, ci luni de zile copii orfani. În casa ei și să le așeze mâncare pe masă și să se îngrijească de ei. Îi plăcea să ajute pe cei săraci. Ce-i mai plăcea Ellenei White? Îi mai plăcea și cusutul. Se pricepea la croitorie. Multe din hainele pe care le vedeți îmbrăcată, în care ea este îmbrăcată, au fost cusute de ea. A învățat de la mama ei să coase, să croiască, să pregătească haine. De aceea recomandă tinerilor, învățați cât mai multe lucruri să faceți în viață. Îi plăcea, de exemplu, chiar și să țese.
Lucrul acesta îl deranja puțin pe soțul ei, pe James White, pentru că de multe ori când venea acasă, știți, pe vremea aceea se făceau preșurile, din ce anume? Din cârpe. Se trăiau, da, cârpele, se făceau ghemotoc și apoi preșurile erau țesute în modul acesta. Și bineînțeles că atunci când venea James acasă, nu-i plăcea să găsească casa plină cu cârpe. Așa că James a inventat ceva, și anume când intra în curte, începea să cânte. Așa proceda el și când mergea la oricare biserică. Începea să cânte din curte și deja toată lumea știa că vine James. Dar și când ajungea acasă, știa Ellen White că vine el acasă, pentru că cânta o melodie la care a așezat niște cuvinte. Și când vom ajunge în cerul, nu vor mai fi cârpe. Și așa că Ellen White știa că vine James și repede adunea cârpele și totul era ordine și era plăcut. Care era textul ei preferat? Știe cineva? Textul la care ținea cel mai mult din Biblie, textul ei preferat, este 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2. Vedeți ce anume? Dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm un lucru. Care anume? Că atunci când se va arăta El, vom fi ca? Vom fi ca El. Atât de mult îi plăcea să predice din versetele acestea. Care este cartea din Vechiul Testament din care îi plăcea să predice? Ce credeți? Din Noul Testament este Evanghelia lui Ioan. Dar din Vechiul Testament, ce credeți? Da, predica din Daniel, dar cel mai mult predica dintr-o altă carte care este numită Evanghelia Vechiului Testament, Isaia. Și în mod deosebit, capitolul 58. Îi plăcea să predice din Isaia, capitolul 58. Așa după cum am spus, ea a scris foarte, foarte multe cărți și acum aș vrea să o cunoaștem prin intermediul scrierilor ei, a ceea ce a scris ea. E cineva aici care n-a citit nicio carte de Ellen White? Dacă e, îi recomand din toată inima să deschidă cel puțin o carte. Să deschidă cartea care nu e voluminoasă, are doar 100 și ceva de pagini. Este o capodoperă și literară și mai ales spirituală. Care credeți că este cartea aceasta? Tradusă în peste 170 de limbi. Este Calea către Hristos. Calea către Hristos. E o carte extraordinară. Vreau să vă spun că sunt trei pasiuni majore care străbat absolut toate scrierile ei și scrisorile ei și mărturiile ei și cărțile ei devoționale. Absolut toate comentariile ei sunt pur și simplu străbătute de aceste trei pasiuni. Prima pasiune este pasiunea pentru Mântuitorul, pentru iubirea lui Dumnezeu. Mereu și mereu relatează în jurnalul ei. Din nou am avut ocazia să vorbesc despre tema mea preferată, iubirea lui Dumnezeu. Îi plăcea atât de mult să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu. Aseară v-am amintit cântecul ei preferat. Avea mai multe cântece, dar cântecul la care ținea cel mai mult este acesta, Iisus care îmi iubește sufletul meu. Îi plăcea să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Pentru ca să avem așa o imagine cu privire la modul în care s-a dezvoltat în viața ei această pasiune pentru dragostea lui Dumnezeu, ar trebui să privim puțin la începutul vieții ei. Desigur, atunci când vorbim despre perioada respectivă, ne gândim în primul rând la anul 1844. A fost un an fierbinte din toate punctele de vedere. Din punct de vedere politic, se alegea cel de-al 11-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, în luna noiembrie. Lumea era în frământare în Statele Unite ale Americii. Pe plan religios, o mișcare, pur și simplu, s-a răspândit ca și focul în întreaga America. E anul în care vine Mântuitorul. Și se predica, se vorbea despre lucrul acesta, oamenii se pregăteau în sensul acesta. A fost anul în care au trăit o mare dezamăgire, dar la câteva zile, după octombrie 22, atunci când câteva femei sunt adunate la o oră de rugăciune, se întâmplă ceva. Ele nu sunt conștiente de importanța acelui eveniment. Când
tânăra aceasta de vârstă de 17 ani este luată în prima viziune și apoi urmează până la 2000 de viziuni în viața ei. Cât de important este evenimentul acesta? Desigur, la vârsta aceasta deja lucrurile se schimbaseră mult în ceea ce privește înțelegerea ei cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Atunci când a trecut prin acea experiență dureroasă care spune ea că i-a umbrit tinerețea și copilăria, dar în cele din urmă, privind în spate, spune totuși Dumnezeu în providența lui a îngăduit să se întâmple. Când a fost lovită de o piatră, știți că aproape 3 luni de zile a stat mai mult în comă și ea auzea totuși ceea ce discuta mama împreună cu vecinele. Cum se discuta despre înmormântarea ei. Pe vremea aceea se predica mult despre iad, despre chinurile iadului și o îngrozea gândul că va ajunge în iad, că Dumnezeu nu poate ierta atât de păcătoasă este. Și gândul acesta o chinuia atât de puternic, încât și după ce și-a revenit din comă, și după ce vindecarea, e adevărat, era un proces de durată, se petrecea în viața ei, totuși era frământată de gândul acesta. Până acolo, încât chiar și după botezul ei, la vârsta de 14 ani, încă tot nu avea acea certitudine și siguranță că este iertată, este primită de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care spune ea, am început să mă rog și să mă rog continuu ca Dumnezeu să-mi dea o dovadă că mă iubește. Și are un vis. Nu este considerat un vis profetic, este un vis obișnuit. Iar în visul acesta, ea se întâlnește cu un înger și îngerul o întreabă, vrei să-L întâlnești pe Iisus? Și da, aș vrea atât de mult, dacă aș ști unde îl pot găsi, m-aș duce să-i spun tot necazul meu, toată suferința și toată durerea mea. Și îngerul îi spune, vină cu mine. Și în vis, merg împreună, ajung în dreptul unei scări, îi spune, lasă aici toate lucrurile, apoi urcă o scară și apoi intră într-o încăpere. Și acolo în vis, pentru prima dată îl vede pe Mântuitorul și spune, privirea aceea, n-am să o pot uita niciodată. S-a apropiat de mine, a așezat mâna lui pe umărul meu și mi-a spus doar atât, nu te teme. Doar atât. Și apoi îngerul mi-a spus, acum vin o să plecăm. Și visul se încheie în modul acesta. Și nici visul acesta, parcă nu a adus convingerea de care avea atât de mare nevoie în sufletul ei, că într-adevăr Dumnezeu a primit-o, o iubește și are certitudinea răscumpărării și mântuirii. Acesta este motivul pentru care în cele din urmă are curajul, până acum nu și-a împărtășit cu absolut nimeni gândurile și frământările ei, să-i spună pentru prima dată mamei ei ceea ce o frământă. Și mama, ca și oricare mamă care e preocupată de copiii ei, o ia și o duce la întâlnire de corturi, acolo unde se predica cuvântul, era înainte de anul 1844, și îl cheamă pe pastorul Stockman, un om consacrat, pastor metodist, și spune, dragă pastore, aș vrea să vorbești cu fiica mea. Și o duce pe Ellen. Și spune că a început să-i povestească pastorului despre frământările ei și a povestit visul și plângea în timp ce îi povestea și spune, am văzut cum lacrimi au început să curgă și pe fața pastorului. Și apoi mi-a spus aceste cuvinte, dragă Ellen, Dumnezeu nu respinge niciodată vreo persoană care îl caută cu sinceritate. Niciodată. Ai încredere în iubirea Lui. Ai încredere în mila Lui. Și spune, aceste câteva cuvinte au însemnat pentru mine mai mult decât toate predicele pe care le-am auzit în viața mea. Și mi-au adus acea liniște și pace în suflet. Și de atunci, și până a închis ochii, a continuat să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, despre iubirea lui Dumnezeu. Și mereu și mereu, în scrierile ei, apare gândul acesta, și anume, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu ne iubește pe absolut toți. Acesta este motivul pentru care, în scrierile ei, de 37.000 de ori întâlniți cuvântul Iisus, de 67.000 de ori Hristos, de 11.583 de ori Mântuitorul. Doar cu câteva zile în urmă, am avut prilegiul ca din nou să vizitez conferința generală și
în mod special centrul Ellen White Estate. Este undeva la demisol. L-au renovat, l-au reamanajat. Este atât de frumos. Dacă ajungeți în zonă, vizitați conferința generală și în mod deosebit centrul Ellen White. Poți face un tur în cadrul centrului care pur și simplu parcă te conduce prin întreaga istorie a bisericii adventiste. Și la un moment dat ne-am oprit în dreptul unui tablou pe care erau scrise următoarele cuvinte și Jem Nix ne-a tras atenția în mod special. Și erau scrise aceste cuvinte în scrierile Elenei White de 800 de ori sau peste 800 de ori. Apare numele lui Iisus Hristos în diferite forme. Referiri la Iisus Hristos în diferite forme. Niciun scriitor religios nu a ajuns această performanță. Încearcă să-L descrie pe Iisus Hristos cât se poate de frumos, cât mai maestos. 800 de referiri diferite la Mântuitorul Iisus Hristos. Iar dacă deschideți această carte, Calea către Hristos, într-unul dintre capitole, ea spune următorul: nu privi la tine, ci la Hristos, dragostea sa, frumusețea sa, caracterul său, tăgăduirea sa de sine, Hristos în curăția sa, în puritatea sa, în suferința sa, în dragostea sa. Acesta să fie subiectul care să preocupe sufletul tău. Iar Ella Robinson, una dintre nepoate, povestește lui Jem Nix, cel care este directorul de la White Estate, următoarele. Spune că eram fetiță mică, asemenea copilașelor care sunt aici în față, și bunica predica. Și la un moment dat s-a oprit din predică. Și atunci toată lumea, ce se întâmplă? S-a prins de amvon, a privit spre ceruri și a rostit aceste cuvinte: Doamne Iisuse, te iubesc atât de mult. Parcă a uitat că este în fața unui auditoriu. Vorbea cu Mântuitorul. Aceasta a fost Ellen White. Și spune Ella Robinson: n-am să uit niciodată momentele acelea. Pur și simplu m-au marcat pentru toată viața când am văzut-o pe bunica cum privește spre ceruri și vorbește Domnul Iisus Hristos direct. Dragostea lui Iisus Hristos domină pur și simplu absolut toate scrierile ei. Pasiunea pentru dragostea Mântuitorului este atât de prezentă. A doua pasiune este pasiunea pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Era anul 1909. Iar la Tacoma Park se desfășura o nouă ocazie a conferinței generale. De data aceasta, Biserica Adventistă număra cam 83.000 de membri în toată lumea. Au venit reprezentanți și delegați din toate continentele. Și Ellen White, pentru ultima dată, participă la o conferință generală. Are 82 de ani. Pentru ultima dată, traversează din nou continentul. De 24 de ori a traversat continentul de la est la vest. Și vă puteți imagina, de data aceasta, nu mai dura tocmai atât de multă călătorie, dura o săptămână. Înainte dura două săptămâni cu trenul. De data aceasta, la 82 de ani, încă o săptămână întreagă pe tren. Noi ne plângem când călătorim câteva ore, o săptămână întreagă. Și ajunge acolo și este atât de fericită, se întâlnește cu cei din Australia, din Europa, de peste tot. Și apoi zilele trec și toată lumea știe că în ultimul sabat, ultima predică este Ellen White. Toată lumea știe. Și toată lumea este prezentă. Este ora 3 după masa, urcă la amvon împreună cu ceilalți din formație și apoi deschide Biblia. Și o deschide aici la 2 Petru capitolul 1. Și trebuie să citească aici, de aceea și voi vreau să vă aduc aminte și așa mai departe. Și citește aceste versete. Și după ce citește aceste versete, se adresează atât de direct celor prezenți. Cred că este ultima ocazie când ne vedem. Dar foarte puțin, spune ea, foarte puțin. Ne vom vedea din nou pe meleagurile noului Canaan. Și face un apel atât de puternic la inimile lor, pentru ca să meargă cu curaj mai departe, să vestească Evanghelia. Iisus Hristos vine curând. A fost o predică extraordinară. Și după vreo 45 de minute, se oprește și se îndreaptă spre scaunul ei. Și când ajunge în dreptul scaunului, se așează și apoi din nou se ridică. Și vine din nou la amvon. Și toată lumea știa că mai vrea să spună ceva. Și vreau să vă spun că acestea sunt ultimele cuvinte ale ei rostite la ocazia unei conferințe generale. Sunt ultimele.
cu mâini tremurânde, a ridicat Biblia și a spus: vă recomand cartea aceasta. Apoi a închis-o și a așezat-o jos. Sunt ultimele ei cuvinte adresate la o conferință generală. Vă recomand cartea aceasta. N-a spus: vă recomand scrierile mele, ci vă recomand cartea aceasta. Și ea spune: atunci când deschidem Biblia, suntem în audiență la Cel Preanalt. Cu cât respect ar trebui să deschidem această carte sfântă și să pășim în audiență la Cel care este Dumnezeul Atotputernic. Aceasta este cea de-a doua pasiune care străbate pur și simplu toate scrierile ei. Iar cea de-a treia pasiune, care este atât de evidentă, este pasiunea pentru cei pierduți. Ea spune: când am văzut Getsemani, când am văzut suferințele în viziune ale Mântuitorului, am spus: nu mai pot tăcea, nu pot. Peste tot eu vreau să spun despre iubirea Lui. Cât de mult a suferit Iisus Hristos pentru ca noi să fim mântuiți. Trebuie să știe oamenii lucrul acesta. Și vreau să vă spun că peste tot pe unde călătorea, și în Europa când a venit, deși erau pregătite evangelizare după evangelizare, nu știu când mai avea timp să mai scrie, dar avea un program extrem de încărcat peste tot pe unde călătorea. Era anul 1884 și tot așa traversau continentul pentru ca să ajungă în zona de răsărit la conferința generală. De data aceasta, toți adventiștii din zona de vest au blocat două vagoane de tren în care să fie toți cei care participă la conferința generală. Și trenul undeva oprea, pentru că o săptămână întreagă nu putea merge tot timpul, și făcea pauză de mai mult de o jumătate de zi. Și s-au întrebat ei ce să facă. Și tinerii au zis: mergem în oraș și îi chemăm pe toți oamenii să vină la gară. La ora 4 să vină aici la gară. S-au dus, s-au răspândit în oraș și a chemat pe toată lumea, pe toți cei pe care i-au întâlnit să vină la gară. Și pe la ora 4, după masă, Ellen White stă în față, deschide Biblia la Evanghelia lui Matei, capitolul 6, și începe să predice. Acolo era și șeful gării, toată lumea asculta. Nu pierdea nici o ocazie fără ca să spună ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost Ellen White. Când era în Australia, predica din nou cu ocazia unei evangelizări și după ce a terminat predica, a făcut un apel pentru toți cei care doresc să-și predea inima lui Iisus Hristos. Și au venit în față foarte multe persoane. Dar a observat că acolo undeva, în rândul din urmă, sunt câțiva tineri care stau cam indiferenți. Știți ce a făcut? A coborât de la amvon, s-a dus la ei acolo în spate. Eu nu știu ce le-a spus, nu știu. Cred că le-a vorbit ca o mamă. Știu doar un singur lucru, că absolut toți tinerii aceștia au venit în față și și-au predat inima lui Iisus Hristos. Aceasta a fost Ellen White. Dorea să spună tuturor despre iubirea lui Dumnezeu. Desigur, cel mai greu este să faci misiune sau evangelizare, cum spunem noi, sau să spunem despre iubirea lui Dumnezeu, știți, cui anume? Celor din casa ta. E cel mai greu. Și Ellen White a trecut prin această experiență. Ea a avut 7 frați. 2 băieți și restul fete, 5 fete. Când ea s-a născut, deja 4 fete erau născute, sau 4 surori în familia Golden. Și atunci când a venit ea pe lume, a venit împreună cu sora ei, Germana, Elizabeth sau Lizzie. Vreau să vă spun că dintre toți frații aceștia pe care i-a avut Ellen White, un băiat cu numele de Robert, el își predă inima lui Iisus Hristos la vârsta de 27 de ani, se botează, și apoi, nu după mult timp, moare de tuberculoză. Și doar o singură soră devine membra Bisericii Adventiste. 2 surori erau căsătorite cu pastori neoprotestanți. Una cu un pastor metodist, alta cu un pastor congregaționalist. Ea păstra o legătură continuă cu surorile ei. Se întâlneau, discutau subiecte religioase. Dar o singură soră nu accepta absolut deloc să discute despre religie, despre Biblie, să n-audă. Știți care era sora aceea? Sora ei, Germana.
Și asta a durut-o foarte mult. Era anul 1863, atunci când sora ei Geamănă își pierde unica fiică la vârsta de 10 ani. Și trimite o scrisoare Ellen White, sorei ei gemene, și spune: cei iubiți ai noștri sunt luați prin moarte, îi încredințăm în pământul cel rece. Totuși, speranța e prezentă în sufletul nostru, că într-o zi se vor întoarce din țara vrăjmașului. Și apoi descrie ceea ce a văzut ea în viziune și spune: știi ce, sora mea? Am văzut că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, toți copilașii aceștia care au adormit și au fost așezați în țărâna pământului vor fi luați de îngeri și duși, știți unde anume? În brațele părinților. Și apoi spune în continuare ceva: dar draga mea soră, am văzut ceva ciudat, că unii copilași nu au, știți ce anume? N-au mame. Nu au mame. Și apoi face un apel atât de puternic: dragă Lizzie, atât de mult îmi doresc atunci când Iisus Hristos va veni, micuța Eva să te întâlnească pe tine, să fiți împreună. Și apelează la inima ei. Și sora ei rămâne rece. Apoi în anul 1891, sora ei este bolnavă de cancer, pe patul de suferință, și Ellen White îi trimite ultima scrisoare. Ultima scrisoare. Și la această ultima scrisoare, pe care o trimite la data de 24 februarie 1891, îi spune următoarele: draga mea soră Lizzie, îl iubesc pe Iisus, nu mă îndoiesc de dragostea sa, el cheamă pe toți la el. Și apoi întrebarea: nu crezi în Iisus, salvatorul tău? Tot ce te rog este să-l primești în viața ta, așa cum ești, vino la el pentru a fi mântuită, crede în Iisus Hristos. O, cât de mult aș vrea să te iau în brațe, să te duc la Iisus Hristos. El a venit pentru cei păcătoși. Eu am venit pentru cei păcătoși, a spus Iisus Hristos. Lizzie, crede în cuvintele sale, dragă soră, nu ceva spectaculos trebuie să faci. Nu medicii te mai pot scăpa acum în situația ta. Mă rog pentru tine să accepți iubirea sa, să ai pacea lui și binecuvântarea lui. Cu drag, sora ta, Ellen. Și care a fost răspunsul? A rămas rece. A durut-o enorm de mult. Lucrul acesta, că propria ei soră geamănă n-a vrut să-l primească pe Mântuitorul. În viața ei, nici în ultima clipă din viața ei. Desigur, cu toate acestea, ea a continuat să scrie, să vorbească despre această pasiune a ei pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta a fost Ellen White. Biserica Adventistă a crescut sub ochii ei. Dacă astăzi avem cel mai larg sistem educațional din lume, dintre toate bisericile neoprotestante, atunci se datorește ei. Dacă astăzi avem cel mai larg lanț de spitale și policlinici în lumea întreagă, dintre toate bisericile neoprotestante, se datorește tot ei. Dacă astăzi avem cei mai mulți misionari în lumea întreagă, se datorește tot ei. Aceasta a fost Ellen White. Pasiunea pentru Mântuitorul, pentru dragostea lui, pasiunea pentru cuvântul lui Dumnezeu și pasiunea pentru cei pierduți. Pur și simplu, toate aceste trei pasiuni sunt atât de evidente în toate scrierile ei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi să avem pasiune pentru dragostea lui Dumnezeu. Să avem pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și să avem pasiune pentru cei care încă nu-L cunosc pe El. El să ne ajute prin harul Său. Amin.
numele și în meritele Domnului Iisus Hristos, închidem acest serviciu divin cu cântarea Eu vreau pe Iisus și iubirea sa, 372. Tatăl nostru minunat și bun care locuiești în ceruri, ne plecăm cu respect înaintea ta în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că în ora aceasta ai găsit de cuvință să se reverse dragostea ta peste toți cei prezenți. Iubite Tată, scrie-ne în cartea vieții să rămânem ai tăi și împreună cu tine pentru veșnicie. Îți mulțumim pentru această dragoste și fă-ne în stare să o înțelegem. Așa cum ai folosit-o pe Elena pentru a desfășura în fața copiilor tăi de-a lungul istoriei
începând de la ea și până la noi și mai departe, pe Mântuitorul nostru iubit. Doamne, ajută-ne să-L iubim și noi cum L-a iubit ea. Să-L cunoaștem și noi toți cei prezenți cum L-a cunoscut ea. Să nu ne jucăm cu mântuirea, că suntem tineri, că suntem tineri sau mai în vârstă. Aici ne este locul. Și rămânând în locul acesta, vom fi și sus împreună cu tine în locul pe care tu l-ai pregătit pentru noi. Te rugăm să ne ajuți să putem veni și după amiază. E ocazia noastră. Acum e timpul nostru. Să facem și noi ceva ce a făcut ea pe pământul acesta pentru multe suflete. Ajută-ne să rămânem copiii tăi. Binecuvintează-i pe toți cei prezenți, Tatăl nostru. Și cuvintele vieții să rămână în mintea și inima noastră pentru veșnicie. Îți mulțumim că ai fost prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumim că ne cercetezi pe fiecare în parte. Acum, că mâine ziua nu ne aparține, de aceea acum să ne deschidem inimile și mintea să te primim pe deplin în sufletele noastre. Îți mulțumim că ai fost cu noi, îți mulțumim pentru cuvântul care ne l-ai dat, îți mulțumim pentru cercetarea care ne-a fost oferită și îți mulțumim pentru cuvintele care le-ai repetat și pentru noi cei prezenți. Primește recunoștința, primește lauda, primește mulțumirea tuturor celor prezenți, în numele Domnului Hristos, de acum și până în veci de veci. Amin.